Tragedia s-a produs la primele ore ale dimineții. Apartamentul unde locuia tânăra de 21 de ani a fost mistuit rapid de flăcări. Vecinii s-au alarmat și au sunat la 112 în momentul în care holul imobilului a fost inundat de fum. În acest moment, anchetatorii iau în calcul și o mână criminală, după ce mai mulți vecini au declarat că s-au auzit zgomote suspecte chiar înaintea producerii acestei tragedii. Fata locuia singură, iar apartamentul fusese cumpărat de părinți în urmă cu doar 3 luni. Și noi, legat de nenorocirea care s-a întâmplat azi dimineața aici. Cunoșteați pe victimă? O știu de la bloc. Așa. Și azi noapte s-a auzit ceva suspect în apartament? Petrecere. A fost? După care, cred că era 5. Nu mai știu ora. Ca și când ar fi dat bolovani pe jos. Bolovani unde? Pe parchet. Pe parchet? Da. S-au auzit bubuituri? Bubui, da, ca și când ar fi căzut ceva jos. Aha. După care au coborât pe scări. Au fugit, practic? Da, am înțeles că ar fi fugit, nu știu. Eu am stat înăuntru. După care vecina de aceea a ieșit afară, a dat telefon la pompieri. Dar a luat foc imediat după ce au fugit? Nu știu. Nu știu nimic. Eu eram înăuntru, în casă. Am înțeles. Da. Și deci a fost ceva suspect, să zic așa, un zgomot suspect. Da, 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 pentru că au coborât. Dar s-a zvonit că s-a simțit miros de benzină la un moment dat. N-am auzit așa ceva. N-ați auzit, nu? Că a fost ușa stropită cu benzină. N-am auzit așa ceva. N-ați auzit. Nu, nu. Ce fel de anturaj avea? Nu știu, nu o cunosc foarte bine. Bună ziua și atât. Uh-huh. Nu știu. Nu vedeați să vină persoane suspecte pe la... Eu cu treburile mele, ea cu treburile ei, foarte rar ne întâlneam, bună ziua și atât. Nu știu cine venea, cine nu venea, habar n-am, că nu, n-am obiceiul să urmăresc, nu știu. Petrecerile erau frecvente sau așa? Nu erau frecvente, erau mai rare, erau rare, dar nu știu anturajul ei, nu cunosc pe nimeni. Nici pe ea nu știu foarte bine, decât bună ziua și atât. Ce ați aflat despre ea? Cum s-a mutat? Dar am înțeles că i-ar fi cumpărat părinții apartamentul. Așa am înțeles. Atâta știu. Prea multe nu știu. Și stătea singură? Da, cred că stătea singură. Nu... Am înțeles. Și zgomotele care le-ați auzit dumneavoastră au fost mai spre dimineață? Mai spre dimineață. Deci înainte să... cam cu cât să... Nici nu știu că sculată din somn, trezită din somn, lumea a început să iasă afară, vecina de aici a dat telefon la pompieri că a luat foc. Uh-huh. Nu știu să vă spun. Și când au venit pompierii... Deja am coborât jos, ne-a dat, ne-a evacuat. Era fum puternic aici? Da, ci că era foc sus acolo. Și ea era moartă? Asta nu știu. Când știu că a găsit-o moartă, dar nu știu dacă era moartă sau nu, sincer, nu știu. Mm-hmm. Dumneavoastră, ce părăiți? Ar putea fi o mână criminală la mijloc? Nu pot să mă pronunț. Dacă nu știu, nici nu o cunosc, nu pot să spun nimic. Au mai fost chefuri și altă dată. Da, dar fără... Fără zgomotele acestea, nu? Da, da. Deci... Nu știu să vă... Ar fi putut să fie o luptă ceva, știu eu, zgomote... Nu cunosc, de... nu știu. Cam cât au durat zgomotele astea? Nu știu că pe mine m-a trezit din somn. Deci... Nu pot... Da, deci pe mine m-a trezit din somn. Era spre dimineață. Uh-huh. Era spre dimineață. Deci nu s-a mai întâmplat niciodată ca acum? Ca acum nu. Spune și mie cum vă numiți și câți ani aveți. Nu, că nu, pentru noi nu vă dau numele nicăieri. Ok, bun. Cu
bună ziua și atât. Asta era tot. Deci bună ziua și atât. Atât. N-ați văzut-o cu niciun băiat, cu niciun anturaj, nu, așa? Nu, eu n-am văzut-o. Nu. Foarte rar mă întâlneam. Da, aseară când a început cheful, s-auzeau zgomote puternice? Nu, discutau și râdeau. Nu era nimic suspect. Nu. Aha. Muzica era dată tare? Muzică n-am auzit. Nu muzică? Nu, nu, numai discuții așa, dar fără gălăgie. Și dintr-o dată bubuituri. Nu mai știu, că am adormit. Nu, când v-ați trezit din somn. Ah, când, exact cum v-a spus doamna. Deci fără muzică, bubuituri, da, așa? Da, și am ieșit imediat și am coborât jos. Mulțumim mult, Sărbona. Absolut deloc, n-am văzut-o niciodată. Ei de aici în sus, va. Da. Păi nu sunt, da, pe, doamna, nu, am doamna. Rămas așa cu... Nu, oricum am speriat de dimineață, să știți. V-ați speriat? Păi, da, cum să nu? Da, păi... Nici nu cunoșteam cu... foarte bine, eu v-am spus. Nu, eu n-am văzut, niciodată n-am văzut-o pe fată. Doamna vecina de sub susține că s-au auzit niște zgomote foarte bizare spre dimineață. Niște bușituri puternice care au trezit-o din somn. Nu știu, eu am auzit la 6:30, 7 fără 20, când am și coborât. Iată ce am coborât și eu, ca da, să mă da, da, da. S-au auzit strigăte ceva? Nu știu, eu dacă am fost în sufragerie cu ea ușa închisă, chiar n-am auzit nimic. De asta nici nu m-am îmbrăcat, am ieșit în pijama, un halat. S-au speriat toți vecinii de aici, da, din bloc? Da, absolut toți. Da. Toți s-au speriat, da. Pentru că a fost fumul foarte puternic și... Nu, nu, pe casa scării nu era fum, decât că era, na, momentul și panica respectivă, da. Ar putea fi o mână criminală la mijloc? Nu știu, domnul, de ce să vă spun eu? Dacă nici n-am cunoscut fata, am înțeles că nu-i de mult cumpărat apartamentul, chiar nu știu. Și stătea singură din ce ați auzit? Nu, nu știu, absolut nimic mai mult de atât. Mulțumim mult! Cu plăcere! Foarte rar în comune, nu cunoaște! Mister, deci eu fac stand-up acum, ceea ce nu rog să n-am, sunt, am luat și două voxuri de la vecinul ăla de. Deci eu pot, eu sunt chiar în fața ușii aici, la etaj, și pot să fac și aici, să spun chiar în acest apartament, să am întâmplat nenorocirea. Fata avea 21 de ani, iar înaintea producerii